Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gerganov și vă invit să vedem împreună știrile prânzului pe TVR Moldova. Noi scumpiri bat la ușă, tariful pentru o călătorie cu microbuzul ar putea fi de cel puțin 4 lei. Cererile de majorare vin din partea agenților economici. Aceștia se plâng că nu fac atâția bani cât cheltuie. Municipalitatea le dă dreptate și spune că scumpirea este inevitabilă. Cei 3 lei pe care îi achită călătorii nu acoperă nici măcar combustibilul. Șoferii spun că totul s-a scumpit, iar tariful a rămas același de 10 ani. Măcar la să fie 5, să fie normal, dar așa? Noi lucrăm degeaba, cum s-ar spune. Numai să nu spune că stăm acasă. Măcar 4 și, bă, dacă nu ești mai mult. De să te fac oamenii săraci la oameni bani. Și să iei de oamenii ăștia. Mie ești câte unul care vai de capul lui și nici bani nu iau din dresul meu. Câte jele te uiți la câte băbușoare de moșneac. În aceste condiții, unele firme pur și simplu nu reziste. În ultimul an, numărul microbuzelor a scăzut cu 200. Recent, ruta numărul 127 a fost abandonată din lipsă de călători și din cauza cheltuielilor care nu mai puteau fi acoperite. Și a stat activitatea, aceste microbuze au fost transferate la ruta 138, care deserviește Bubuieciu. Și am comasând-o, am lăsat de la Bubuieci spre Modieci, pe unde a circulat cândva și 127. Scumpirea combustibililor, lubrifianțelor și pieselor de schimb pe de o parte și călătorii din ce în ce mai puțin pe de altă parte, îi fac pe agenții economici să renunțe la această afacere. Unica salvare este scumpirea biletelor de transport. Acum urmează ca administratorii de rute să-și facă socotelele și să le prezinte la primărie. Aceste propuneri să fie argumentate. Cum face ANRE când stabilește tarifele, exact o schemă de examinare numai aici, în Consiliul Municipal, trebuie să fie făcută și cu microbuzele. Cât despre decizia Curții Supreme de Justiție, care prevede ca șoferii microbuzelor nu mai au voie să transporte cel mult 10 călători în picioare, autoritățile nu sunt sigure că va fi respectată. Vom ieși împreună cu Poliția Municipală și o să numărăm acolo și o să-i dăm pe 10 jos dacă microbuzul este supraaglomerat sau... Eu am văzut respectată condiția respectivă într-un singur oraș. În Vilnius. În prezent, în capitală circulă 1240 de microbuze. Tariful de 3 lei a fost stabilit în anul 2006. Omagiu marelui sculptor Constantin Brâncuș la 141 de ani de la nașterea sculptorului. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău a organizat la Sângerei un spectacol de pantomimă, muzică și poezie dedicat geniului sculpturii românești și universale. Opera lui Brâncuș este mereu actuală și asta pentru că lucrările lui uimesc și astăzi, prin complexitatea viziunii artistice și prin frumusețea simplității pe care o emană. La expoziția Brâncuș, pasăre măiastră, organizată la Sângerei, oamenii au avut posibilitatea să afle mai multe despre viața și opera celui care a revoluționat arta modernă. A produs o mare impresie opera lui eternă, care, să spunem așa, coloana infinitului, care ne duce la gândul totuși la o infinitate a sufletului nostru. Regretăm pentru faptul că noi nu l-am cunoscut până în acum se numim anii de renaștere națională. Ne vom strădui și să aducem și elevii din Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Nașterea marelui sculptor a adus la Sângerei și un spectacol de muzică și pantomimă. Sunt privilegiat, cred că într-un fel, că am putut să mă apropii de arta acestui uriaș artist care este Constantin Brâncuș și am găsit niște tangențe în ceea ce fac eu în numerele mele de pantomimă cu lucrările mari
marelui artist Constantin Brâncuș. Evenimentul a fost organizat de Institutul Cultural Român și vrea să-l readucă în atenția publicului pe unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului 20. Se împlinesc 141 de ani de la nașterea marelui sculptor și ne-am gândit că această zi să o marcăm la Sângerei cu expoziția Constantin Brâncuș, Pasărea Măiastră și cu spectacolul de pantomimă, muzică și poezie Brâncuș, Pasărea în Văzduh. Iată că aceste două evenimente s-au legat intrinsec în fața publicului de la Sângerei. Sigur, în condițiile care sunt aici, spectacolul s-a privit foarte bine. Constantin Brâncuș s-a născut la 19 februarie 1876. A dăruit lumii întregi o scară la cer, coloana infinitului. Printre operele lui Brâncuș care au vorbit lumii despre România, se numără și Cumințenia Pământului, Sărutul, Pasărea în Văzduh, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și multe altele. Expoziția de artă contemporană La Datorie a stârnit curiozitatea publicului din Republica Moldova. Oamenii vin zilnic la Biblioteca Municipală Bogdan Petricecu HD să vadă cum arată în realitate un miliard de dolari. Vezi, pachetelul ăsta, fac, nu știu, cred că mai multe pachetele trebuie să pui. Da, tu trebuie să pui, ăsta e pachetelul. Proiectul de artă contemporană La Datorie și-a propus să dea o formă foarte concretă unui eveniment pe cât de grav pentru economia Republicii Moldova, pe atât de abstract pentru omul obișnuit, și a reușit. Un prieten mi-a spus, tu ai idee cum arată un miliard? Și zic, și imaginează-ți cifra aia uriașă și spun că nu pot. Și apoi zici că hai în bibliotecă și am stărat asta. Și când am văzut asta, am fost și adânc dezamăgită. Pentru ce aici s-a întâmplat. Ele s-au luat, cred că, cumva, nu chiar atât volumul ăsta. S-au luat, așa, cumva, câte o leacă și s-au transferat înapoi. Nu cred că au încărcat un tren de dolari. În urmă, cred că noi suntem de vină. Este impresionant, dar totodată este trist că ne închipuim că toți o să trebuiască să contribuim la această sumă foarte impunătoare. Da, mă rog, este o idee interesantă să facem și noi ceva, să reprezentăm prin artă chiar și chestiile triste, nu doar cele frumoase. Expoziția semnată de artistul Ștefan Ieșanu va fi deschisă publicului până pe 28 februarie. Final fericit pentru un cățeluș care a căzut într-o groapă adâncă. După ce a stat acolo mai mult de o zi, a fost salvat de o echipă de pompieri. Salvatorii au fost chemați în ajutor de locuitorii de pe strada Codrilor. Din primele informații, se știa că pe teritoriul unei întreprinderi un câine a căzut într-o groapă adâncă de 4 metri. Bietul animal stătea acolo de mai bine de 27 de ore. După 45 de minute, echipa de salvatori a reușit să scoată cățelul speriat și înghețat, dar teafăr. Patrupedul a fost lăsat în grija angajaților de la acea întreprindere. Gata, Mițel, gata. Mai. Începând de astăzi, 20 februarie, verificarea achitării vinietei va fi efectuată de către Serviciul Vamal doar la ieșirea din Republica Moldova. Despre aceasta, dar și alte informații în știrile pe scurt. Se scumpesc țigările. Autoritățile anunță că până în 2019 cotele accizelor la produsele de tutun vor fi ajustate cu aproape 5% la rata prognozată a inflației. Majorarea este prevăzută în obiectivele politicii fiscale și vamale pe termen mediu. La 1000 de țigarete cu filtru în 2017 se va aplica o acciză de 350 de lei plus 12%, dar numai puțin de 460 de lei. Pentru atingerea ratei minime a accizelor aplicate în Uniunea Europeană, care în prezent este de 90 de euro pentru 1000 de țigarete, Republica Moldova ar trebui să introducă anual o majorare a ratei accizelor cu 20%. Începând de astăzi, 20 februarie, verificarea confirmărilor care atestă achitarea vinietei va fi efectuată de către Serviciul Vamal doar la ieșirea din Republica Moldova, în timp ce pe teritoriul țării această competență le revine organelor poliției și echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Vinieta se poate achita online sau la bancă.
Inspectoratul Fiscal a prelungit cu o lună termenul de depunere a declarațiilor pe venit pentru persoanele fizice. Dacă în anii precedenți contribuabilii erau obligați să dea declarațiile până pe data de 25 martie, în acest an termenul limită este 30 aprilie. Totodată, pentru persoanele juridice, termenul a rămas neschimbat. Sunt obligate să-și declare veniturile persoanele care au obținut salariu de la două sau mai multe locuri de muncă, care cumulativ depășește suma de 29.640 de lei, sau persoanele care au obținut venit din salariu și din vânzarea unei proprietăți în aceeași sumă. Declarațiile pot fi depuse la orice oficiu fiscal. Contribuabilii care nu își vor respecta obligațiile riscă o amendă. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți de la ora 17 emisiunea Obiectiv Comun, moderată de Sandu Scobioală. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă în continuare și un început de săptămână productiv. La revedere!